L-a găsit la un episod și azi o să jucăm Shadowfight 2. Trebuie să vorbesc mai de aproape pentru a nu se auzi laptopul cum buzie. Da? O să jucăm Shadowfight 2 numai aici, la Titan. Partea 3-a, normal, ultima parte, cred. Nu știu dacă o să mai fac și partea a patra, e parcurs, mai încolo. O să văd. Vedem o fight. Încerc să-l bat și pe Vulcana, dar nu mi-a ieșit, nu știu de ce. Sau baterii. Da. Și că se bate greu, îl bat eu greu pe ăsta. Câte ore ai? 22 de munte, 49 de munte. 14? Nu știu, unii. Te scoate ce chestie. 14? Nu uitați să dați like la ultima parte. 49 de munte! 14 cât? 49 de minute! 49 de minute? 49. Fără 20. 3 fără 20? Bine. 3 fără 20? Da, hai, lasă-mă pas. Mă, uite aici. Sus aici. Uite aici, mă, uite telefon. 49, 50. Hai. O să-l bat eu pe ăsta. Bine, să nu băgați în seamă vocile alea lante de pe fundal. Da. Eu știu că voi nu urmăresc tot videoclipul, dar eu încerc să fac videoclipul cât mai frumos. Dacă pot, pot, dacă nu, nu. Se mai întâmplă. Da, eu nu știu cum se editează, cum pui mie face. Dar sigur îți trebuie o grămadă de accesori pentru a face un videoclip. Și eu n-am, dar... Da, am bandicam, am ca să filmez, am ca să unesc, am ca să tai videoclipuri, da, am asta. Dar altceva nu mă. Trei minute, da, bun. Am bat de la capăt ca să se audă. Da, da, că s-au de bun. Ar fi fain ca videoclipurile de pe net să nu mai fie spuse, adică tu când vezi un videoclip, scrie acolo jos titlul despre ce este vorba și când acolo trebuie iar să zic, da, nu știu ce chestie. Așa fac youtuberii, așa se va lua toți după ei și va face așa. Așa youtuber, frate, ce să faci? Lol.
Haide mă, iar pază. Gata, l-am făcut. Bine, eu mai am de bătut o grămadă, dar nu știu dacă o să mai fac părți. Hai! Da! Da. A, trebuia mă între m-a ridicat prea târziu. Nu știu ce pune. Da. Aaaa, vroia să-mi dea una de aia. S-o creadă el. Și am terminat și acest episod și am bătut chiar 2 bandiți. Da. Ne vedem și data viitoare cu un nou episod. Să nu uitați să dați like, share, subscribe, mă ajută foarte mult. Da, observați vocea mea, sunt răcit. Mă doare încă, da, nu știu. Bine, ne vedem data viitoare cu un nou episod. Salut!